niggas in there exotic. Mi-a dat cel mai interesant, cea mai interesantă experiență ca și producător de eveniment, pentru că a trebuit să fac să reziste un eveniment care murea de câteva ori pe zi. Eram ca într-o terapie intensivă. Mă culcam la 4 dimineața adunând speranțe pentru a doua zi și mă scoam la 8 dimineața cu un telefon. Nu se mai poate face aia, nu se mai poate face alta, am murit în festival. Stai un pic să mă fac în duș și reluăm. Și iar resuscitam timp de câteva săptămâni. Și a fost, vă imaginați că un drum de 5 metri între hotel și cel mai apropiat magazin unde să-mi iau ceva de ras, mi s-a părut imposibil timp de săptămână. Nu am putut să părăsesc hotelul. A fost ceva abominabil. Dormeam 2, 3, 4 ore pe noapte, într-un stres năucitor, am slăbit 12 kg, ceea ce n-a fost greu. Asta a fost singura calitate, dar n-aș vrea să o recomand nimănui. A fost cel mai stresat moment din existență. Pentru că, repet, acel personaj era un personaj care de ulterior a fugit în Anglia, a mai avut câteva tentative de a păcări și pe acolo, acum am înțeles că încearcă să facă o revistă în Anglia. Un personaj utopic, cu operații pe creier și cu foarte, foarte multă nesimțire. Dar partea pozitivă a fost că el trebuia să ocupe zona financiară și nu s-a ocupat, eu trebuia să mă ocup de zona artistică și a ieșit foarte bine. A fost o ediție încântătoare, a fost primul festival care a fost introdus oficial în calendarul show-urilor, ceea ce era miza cea mai importantă a festivalului și nu am reușit nici cu ea și mi-a vorbit de chestia care se cheamă Bucharest Fashion Week, de expus fetițe pe podium. Deci am reușit asta. În ediția următoare, însă, personajul a vrut să o facă singur, el înscrisese brandul, în continuare a făcut fără niciun ban, deci a continuat aberația proprie și l-a omorât în cursul desfășurării lui. Deci, cu toate că aveau designeri străini veniți, aveau designeri străini cu, deja cu cereri de a veni în România, era fabulos. Și totuși a murit. Dar a fost un test pentru mine năucitor. Greu, foarte greu, dar dacă ai trecut prin Cluj Fashion Week, nimic nu te mai poate surprinde sau forța spre maxim. După asta a început perioada descoperirii designerilor, spun. Descoperirii designerilor și câteva sunt reușite majore, în sensul că am descoperit unii dintre designeri care în momentul ăsta sunt cei mai buni în piață. În 2005 am descoperit și am adus în față pe Carmen Secăreanu. În 2006 pe Elena Cridanu. În 2007 pe Claudia Castrase. În 2008 un brand care se chema Instinct by Andrea Vicol. Din nefericire acolo a apărut un divorț și băiatul, fiind un mafioțel mai straniu, și-a luat toți banii, ea a trebuit să plece din țară, a fost singurul an mai straniu. După aceea, în 2009, Iri Șerban. Între timp, lucram de vreo 10 ani cu Vitamin Arts. Deci, în momentul ăsta, ai un bloc de design și a continuat. După Iri Șerban, Natalia Vasiliev, în 2011. Ce a mai fost foarte interesant de timp a fost apropierea de universitățile de artă. Dincolo de faptul că sunt singurul din România care merge la toate show-urile de diplomă din Cluj, Timișoara, Iași, București, Sibiu și primesc informațiile de la Oradea, astea sunt toate facultățile, dar sunt în toată țara. Și acolo descoper, asta făceam la Iași, aduceam în fiecare ediție câte 3 nume noi. Asta a fost convenția. Mai trebuia să mai aducă și Nașotă și cea care mai era, dar nu ei nu făceau chestia. Asta era o subiect contra tinerilor designeri, cu toate că pozează în susținătorii lor. În felul ăsta m-am apropiat foarte mult de zona de tineret. Le-am înțeles problemele și a devenit un stil al meu de a nu numai propune niște nume noi, ci a lucra împreună cu ei tot ceea ce urmează să prezinte și să îi reprezinte, astfel încât să ajungă către ceilalți în forma optimă, ceea ce mai face nimeni. Și ceea ce e și una dintre marile mele bucurii, de a descoperi și de a
îndruma sau de a fi împreună cu ei pe direcțiile lor specifice. Adică încerc să inventez pentru fiecare dintre ei acea ecuație care se reprezinte, ceea ce e partea cea mai grea și cea mai frumoasă în același timp. Pentru că nu le livrez, nu există soluții universale. Încerc să găsesc soluția aplicabilă lor într-un mod individual. Eu cred foarte mult în unicitatea individului, în faptul că suntem absolut particulari fiecare dintre noi și că trebuie să ne găsim și să ne explorăm și să trimitem către ceilalți tocmai latura noastră particulară, tocmai acel element care face noi niște personaje unice. Și asta e o esență din o psihologie de viață. Și lucrăm foarte mult cu tineri designeri în Cluj și avem o bună prietenă, o doamnă profesoară absolut carismatică și interesantă, doamna Elena Basostanescu. Și împreună am dezvoltat un proiect pe 2 ani și jumătate, asta înseamnă 3 generații, în care mergeam o dată la o săptămână sau la 2 săptămâni la Cluj și țineam seminarii vreo 3 zile, în care aveau un ritm nebunesc de lucru cu studenții, aveau de făcut colecții de pe o zi pe alta, analiză de colecție întâi ei și după aia împreună și studie foarte, foarte aprofundate, de 2 ani și jumătate. Veneau chiar elevi, lucram cu anii terminal, 3-4, pe vremea aceea 4 ani, 3-4, dar veneau elevi din anul 1 chiar. Lucian Broscățean, care acum e unul de cei mai buni tineri design români, era singurul care, la momentul ăsta, prima oară când am ajuns la Cluj, era în anul 1. Și venea și lucra cot la cot cu colegii lui de la anii 3-4, ceea ce e o mare reușită. E, oricum, era un personaj interesant. Păcat că momentul ăsta nu este pus nu este ajutat să dezvolte așa cum ar trebui. Și a fost o experiență interesantă de ani și jumătate. După aceea, la București, am încercat un alt proiect care a ajuns între timp cel mai important proiect de învățământ pe zona de facultăți, zona de învățământ alternativ, se chema Una Moda Group, împreună cu o altă bună prietenă și de asemenea exact echivalența profesoarei din Cluj, profesoară carismatică și de mare amprentură, doamna Ioana Avram, doamna profesoară Ioana Avram. Și împreună am pus la punct acest proiect de învățământ care a durat un an și jumătate, două generații, în care designerii tineri erau puși față în față cu tot ceea ce urma să interacționeze într-o viața unui designer. De la... Și veneau fiecare, exact cum facem noi acum, și le povesteau emblemele pe care ei, pe direcția lor dezvoltare, le-au descoperit. Au venit șef de trusturi, toți jurnaliști, stiliști, alți designeri mari, specialiști în marketing, specialiști în imagine, deci aveau fotografii, aveau toată panorama a ceea ce urma să întâmple. Mi se pare singura formă ca, și asta trebuie extinsă către toate domeniile, singura formă în care un student, cu adevărat, în momentul în care termină facultatea, este pregătit ca să intre în domeniu. În orice domeniu. Noi am făcut asta pe modă. Mai mult decât atât, am sărit una dintre marile probleme ale universităților și ale training-ului în general, jocul la peretele, zic eu. În ce sens? În sensul că tot ceea ce noi făceam se finaliza în cadrul Iași Fashion Week. Deci finalul fiecărui sezon, și au fost 3 colecții, și după aceea o a patra făcută pentru Agnes Toma, un alt experiment reușit, erau, la finalul anului, erau expuse pe cel mai important festival în momentul ăla. Deci ei nu studiau și ok, studiem ca să studiem, cum spuneam, la tenis. E ca și cum ai jucat tenis la perete sau ai jucat tenis cu cei mai buni în turneele mari. Deci ei aveau colecție și riscau și pariam împreună și o construiam împreună și o puneam pe scenă la Iași. Și am realizat colecții respective, de care sunt mândru și acum. Sunt încântătoare și pot să stea în picioare la orice festival din lume. Și aceea a fost o mare reușită. Din nefericire, sistemul de învățământ românesc nu permite experimente, nu permite deschidere. Oamenii nu fac decât să-și mențină controlul. E mai important ca ei să-și mențină sursele de finanțare, nu întotdeauna foarte corecte, și să nu se schimbe nimic. Dacă se poate să schimbăm orice, dar în esență nu schimbăm nimic. Și ca tare am reușit pe urmă să vin un gen de persoană non grata în facultatea de
din București, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, ci e un lucru bun, înseamnă că nu sunt în familia lor. Dar eu sper că vom putea renaște pe respectiv. În paralel cu toate aceste lucruri, am dezvoltat ideea de evenimente care au fost foarte multe în timpul lui. Cele care au rezistat au fost un șir de show-uri făcut special pentru tine design, care se chema Best Newcomers și care a avut 8 ediții și sper să-l relansăm în toamnă. După aceea, Soare de la Mod, făcut cu cei de la TNP Palace Hilton, care a ajuns la 12-a ediție. Gala avant-premier, care de-a lungul timpului a fost un avant-premier fest, care a durat 3 zile. În momentul ăsta, datorită zonei de finanțări, e foarte complicat, deci faptul că l-am finanțat din banii proprii, l-am transformat o gală, care este, din fericire și cu generozitatea domnului Mihai Europeanu, găzduită de cel mai importantă locație, după părerea mea, din țară, alături de Ateneul Român, Muzeul Național de Artă Contemporană, care ne face onoarea să ne găzduiască deja, cred că e a 4-a ediție. Următoarea ediție va fi în mai 2012, cum spuneam, tot la Muzeul Național de Artă Contemporană. Și asta înseamnă că încerc să explorez tot ce ține de zona de video, de zona de workshopping analitic, zona de fotografie de modă, sculptură, artă contemporană. Asta era Avenir Fest. Și în momentul ăsta cel mai recent proiect e Fashion 10, de descoperire în fiecare an a 10 fotografi. Și sperăm anul viitor să extindem zona spre video. Deja a fost primul episod, acum în martie. În martie. Urmează, a fost Roxana Enache, un tânăr fotograf care l-am descoperit pe Facebook. Și am avut ideea, eu țin foarte mult la ideea de decalog. Decalog pentru mine e un număr magic ca și întreg. Sigur, poate că îmi plac mai mult cifrele 5 sau 7, care mi se par cifre de suflet, dar decalogul este strângerea într-o formă optimă a unor referențiale. Asta înseamnă că sunt puși împreună 10 ca fiind echilibru maxim și optim. Și voi încerca să găsesc anul ăsta 10 fotografi și fiecare fotograf are făcut fix 10 cadre în care să exprimăm împreună viziunile lor. Am început cu Rosana Enache, o să continuăm cu Dan Andrei din Portugalia, un prieten pe care știu în școala generală și care s-a reîntors în România acum câteva săptămâni și o să avem proiectul numărul 2, iar după aceea un alt tânăr fotograf, Victor Potop, care locuiește la Londra și care încercăm să lucrăm împreună finalul colecției lui de fotografie de masterat. Ceea ce va fi un test interesant pentru mine și o să facem după Paște. O altă secțiune esențială și care m-a definit a fost și pe care și pe ceilalți îi derutează un pic, e de ce merg la emisiuni mondene. Eu cred, nu știu cât e de bine, e un gen de încercare. Eu cred că pentru a ajunge mesajul tău, chiar și în mediile toxice, trebuie să te duci în zonele în care ei ascultă și în care poți să pătrunzi în mediile toxice. Dacă vrei să-i spui unei fete să nu se mai mutileze, să nu se mai infometeze, să nu se mai prostitueze, să încerce să-și găsească o cale a ei verticală în viață, nu o spui în dilema veche. Chiar dacă tu iubești dilema veche. Ci o spui pe Antena 2 sau pe un canal care la care ele vin deschise. Și atunci informația pe lângă ceea ce ele se așteaptă să ajungă, ajung și antivirusii.
antivirus și tăi în sensul că încerc să transmit mesaje pozitive în medii aparent toxice, pe filiere aparent toxice. Pentru că eu cred că au dreptul la informare, au dreptul la avea o șansă suplimentară și dacă 1, 2, 10, 1000 realizează că nu așa se face, eu sunt mai mult decât mulțumit, indiferent de că asta îmi zdruncină sau nu aparenta mea poziție într-o zonă elevată sau snob. E o chestiune pe care mi-a plăcut întotdeauna riscul și mi-a plăcut întotdeauna să conteze mai mult rezultatul decât aparențele. Asta a fost o dilemă. A doua chestiune esențială e prezența mea la Paris Fashion Week. Sunt singurul din România care merge de 9 ani în fiecare sezon pe banii mei și sunt mulți bani pentru că stau două, uneori chiar trei săptămâni la Paris, de două ori pe an. Și văd în medie, cel mai mult am văzut 55 de colecții în 2006, 2007, 2008. Acum m-am stabilizat în jur de 40. Ceea ce reprezintă un număr impresionant și pentru cei de afară. Adică în lume cred că sunt 10-12 oameni care văd un asemenea număr de show-uri, nu pentru că n-ar fi oameni importanți, ci pentru că fie selectează după partipiurile lor. Deci eu fiind din exterior, chiar nu mă interesează că ăla ține cu ăla sau cu celălalt și există asta și afară. Există echipe, există triburi, există apetențe. Sau lucrează fiind foarte multe și ei venind după un șir de... Ei vin după New York, Londra, Milano, Paris, deci după o lună jumate de alergat, oricât ar vrea, n-ar putea să tureze. Eu am făcut 3 ani de zile, și Milano și Paris, și a fost îngrozitor. Adică la Milano, lucrând la fel de intens ca la Paris, când se termina, așteptam să mă recuperez. Ce să te recuperez? Că ultima zi de Milano era prima zi de Paris și începeam să intru într-o ligă și mai importantă. Și atunci a fost teribil, 3 ani, și m-am focalizat numai pe Paris. Dar repede sunt, cred că, 10 oameni în lume care văd număr atât de mare de show-uri în fiecare sezon.